Alți 5 angajați de la Inspectoratul Județean Iași au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Până acum, 7 persoane din această instituție au fost depistate de COVID-19. Direcția de Sănătate Publică Iași a extins ancheta în acest caz. Toate spațiile vor fi supuse unui nou proces de igienizare conform procedurilor specifice, iar personalul își va continua activitatea în regim de telemuncă. În continuare, comunicarea cu publicul se va realiza online, iar activitățile din calendarele specifice, care presupun prezența fizică a persoanelor, se vor desfășura la Școala Post-Liceală Sanitară Grigore Ghica Vodă din Iași. Având în vedere identificarea recentă a celui de-al doilea caz de COVID-19 în rândul personalului angajat din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași, Direcția de Sănătate Publică a extins ancheta epidemiologică declanșată inițial pe data de 15 iulie. A fost testat tot personalul angajat al inspectoratului, iar rezultatele de laborator au confirmat prezența noului coronavirus la încă 5 angajați. Practic, până în momentul de față, în total sunt 7 persoane care desfășoară activitatea la inspectorat, confirmate cu COVID-19. Desigur, Direcția de Sănătate Publică continuă ancheta epidemiologică prin stabilirea contactilor direcți conform metodologiei de supraveghere COVID-19 și prin aplicarea tuturor măsurilor care se impun în astfel de situații.